S-a strâns ceva lume nouă în comunitatea mea și am decis să fac un video cu 10 întrebări, un video din ăla cum făceam eu pe vremuri pe YouTube, Q&A se chema. Am aici 10 întrebări la care am mai răspuns, dar lumea nouă sau cei care nu mă urmăresc de multă vreme nu au primit un răspuns. Așa că începem, sunt întrebări mai personale, nu vorbim despre plante sau alte nebunii, vorbim așa despre chestii cum ar fi câți ani avem, câți ani am eu și câți ani are Ștefan. Eu am 33 de ani, iar Ștefan are 41. Ce profesii avem? Eu, ca profesie, am administrator de firme, asta ar fi tradusă în română. Am avut joburi pe partea asta, două afaceri, dar am avut și joburi precum curățat în curățenie, în fabrică de pâine. Am avut grijă de bătrâni, am avut grijă de copilaș. Chestii derivate, dar principalele mele joburi înainte să mă ocup cu internetul au fost pe bază de administrare firme. În momentul de față activez online, deci venitul îmi vine de aici, iar Ștefan de profesie a studiat practic mecanică, dar nu mecanică auto, mecanică în general. Am muncit întotdeauna de brutar, am mai avut și mici joburi când a venit în Spania, pe la măsline, eu știu, a cochetat puțin și cu construcția, dar nu mare lucru, de el foarte mult a muncit ca brutar și în România și în Spania. Și acum profesează în reparația chestioarelor mici, precum telecomenzi, eu știu, calculatoare, videoconsole din astea de jocuri. Anul ăsta este adevărat că a lăsat-o cam moale pentru că am avut ceva treburi de rezolvat prin casă, grădină și așa mai departe. Dar cu asta ne ocupăm. Următoarea întrebare. De unde am energie? Doamnelor și domnilor, mă vedeți aici, sunt berbec. Adică berbecul așa se naște, nu știu cum să vă spun. Nu putem sta locului măcar o secundă și sunt zile în care nu fac treabă în grădină sau în casă, mă rog, dar nu pot sta locului. Încep, iau telefonul, iau cărți, citesc. Deci nu, n-am stare, nu, nici când dorm, visez. Adică aveți grijă cu mine, asta sunt, asta mi-e zodia, asta mie în fire. Sunt obosită de cele mai multe ori fizic, dar psihic tot îmi spune creierul, haide înainte că poți. De cât timp fac conținut? Iarăși mă întreabă lumea. Eu am activat pe YouTube principalmente. Am început în 2014, am cochetat așa puțin, am luat pauză, dar de când postez pe YouTube constant este din 2015. Când m-am lansat eu, între ghilimele, pe TikTok a fost în 2020, iar pe Facebook am început, deși am pagina din 2014 de Facebook, dar când am început să postez și pe Facebook e acum un an, nu, 2021 decembrie. Atunci am început să postez și pe Facebook. Așa că cam asta este traiectoria mea. Dacă vreți un clip mai amplu, cum se desfășoară treaba cu internetul, bani, altele, nebunim, spune și facem aparte. Ai ținut dietă? Iarăși mă întreabă multă lume și am mai făcut eu un video de anul trecut în care vă spuneam că nu țin dietă. Dieta mea în momentul de față se cheamă Andy și trebuie să fug după el în continuu. Deci copilul ăsta este plin de energie, Dumnezeule! Ba e pe masă, ba e pe scaun, ba e pe mobilă, ba iese afară și trebuie să fii în continuă alertă după el. Deci nu țin niciun fel de dietă în ceea ce privește mâncatul. Am o problemă maximă cu dulciurile, pur și simplu sunt drogul meu în momentul de față. Așa că nu țin niciun fel de dietă. Fac multă mișcare în continuu, adică sunt în ritm alert în continuu. E adevărat că la blog să știți că nu e aceeași treabă, zici că n-ai timp de nimic, dar e mai mult răsfăț. Aici n-ai timp, frate, n-ai, nu, trebuie să alergi în continuu, să fii la toate și cum mie îmi place, e de bine. De ce te strâmbi? Toată lumea minunată mă întreabă de ce mă strâmb. Bă, fraților, așa sunt eu din naștere. Și dacă m-aș schimba, aș fi o prefăcută. Adică ce preferați? Să mă strâmb și să continui treaba cum sunt eu, adică naturală, sau să nu mă mai strâmb și să fiu această prefăcută care n-are niciun fel de mișcare facială, să nu-i cumva să iasă un râd.
Așa m-a născut mama, așa îmi vine mie, astea sunt expresiile mele, că mai îmi dau ochii pe cap, peste cap, îmi fac așa, mă strâmb și toate felurile, toate chipurile și gesticulez foarte mult. Asta sunt eu și nu prea există cale de schimbare, pentru că dacă nu, repet, m-aș preface aici și aș juca o piesă de teatru, ceea ce nu mă reprezintă în mod special. Mă întreabă aici cineva dacă ne-am gândit să ne punem panouri fotovoltaice. De când ne-am luat terenul unde am pus rulotele, de atunci avem panouri fotovoltaice cu tot sistemul, tot ce trebuie. Am început cu 3 sau 4, dacă nu mă înșel, și acum am mărit flota la dublu sau la triplu. Avem panouri fotovoltaice, tot ce înseamnă baterii se încarcă la fotovoltaice, telefoane, în afară de electrodomestice, încărcăm tot, tot funcționează, până și becuri în casă funcționează cu panouri fotovoltaice. Am investit, v-am spus, de când aveam rulotele, că la rulote nu aveam lumină trasă, la casă este lumină trasă, avem energie electrică plătită, dar am vrea să mai mărim flota de panouri, că aici e soare mult, adică investiția merge bine. Uite, de exemplu, ne gândim foarte mult la ceva de încălzit apă. Adică au niște vecini, sunt foarte mulțumiți și ne surâde foarte mult ideea să avem și un boiler pe fotovoltaic, pentru că, de ce nu, plătești odată boilerul și după aia energie gratis. Bine, și acolo sunt întrețineri, să nu credeți că sunt gratis în totalitate, pentru că nu. Prima oară trebuie să faci o investiție bună și după mai trebuie să faci întrețineri. Dar ai o oarecare libertate, adică dacă astăzi urcă lumina până la cer, să zic așa, eu îmi permit să bag mașina de spălat în priză. Ca să mă înțelegeți de ce ne place partea asta cu fotovoltaice. Nu că ar fi mai ieftin decât lumina, dar dacă se întâmplă orice cu lumina să crească, să zicem că avem puțină lumină asigurată de la noi, avem o oarecare libertate, să spunem așa. Da, dezbatem tema dacă sunteți interesați în alt video. O altă întrebare, mai vreți copii? Măi, oameni, să știți că pe Andy l-am obținut foarte greu, adică după 10 ani, vă dați seama, nu? De la Alexa, ușa copilor nu este închisă, suntem foarte bine așa cum suntem acum, visul nostru este împlinit, avem băiat, avem fată, cu 2 sunt de ajuns și în momentul de față vă spun sincer că nu aș vrea, Andy este mult prea mic să mai am un bebeluș pe lângă, deci nu. Dar nu, cine știe cine rezervă viitorul și cine știe dacă Dumnezeu nu ne are un vizor să ne mai trimită un suflet de-a lui în grijă. Așa că cine știe. Nu spun nu, dar noi suntem ok așa, în varianta asta de 4 e cel mai bine și nu suntem puși pe nicio treabă ca să mai vină încă un copil în viața noastră. Dar dacă Dumnezeu, repet, are acest plan pentru noi și din întâmplare apare încă un suflet la noi în familie, este binevenit. Sunteți autosuficienți în momentul de față? Nu. Și vă spun și de ce. Anii ăștia în care ne-am mutat de la bloc la țară, noi când ne-am mutat am vrut prima oară să nu avem niciun fel de rată și atunci am considerat de cuvință că ar fi bine să ne gândim la o casă mai bătrânească. Ei, în casa asta bătrânească, când te gândești tu să o cumperi, trebuie să bagi multă muncă, în primul rând, fizică și mulți bani. Și plecând de la ideea asta că a trebuit să investim multă muncă în casă, nu ne-a mai rămas timp să investim în grădină sau animale ca să fim autosuficienți. Ăsta este planul pentru anii ce vor urma, să fim autosuficienți. Uite, de exemplu, ne-am schimbat foarte mult pe partea cu fructe. Partea cu fructe suntem autosuficienți, nu pot să spun, din livadă și mâncăm fructe de sezon. Nu pot să spun că nu cumpăr, că dacă merg copilul la aprozar și vede copilul acolo afine sau ceva care nu e de sezon și este poftă, nu-i zic că nu, îi cumpăr. În schimb, încercăm în casă să avem fructe de sezon. Adică, uite, în momentul de față am banane, am kaki, am portocale de toate felurile, lămâi, limete și așa mai departe. Deci ce este de sezon, mâncăm. Aici, pe partea asta, grădina. Grădina urmează să fim și acolo autosuficienți, conserve multe pentru că ador partea asta de conserve, de păstrat pentru iarnă și așa mai departe. Iar partea de carne, nu cred că vom fi în totalitate autosuficienți niciodată pentru că nu prea, nici nu mâncăm multe feluri de carne, mâncăm doar pui, v-am spus, și porc și foarte rar mănânc eu curcan.
Așa că nu, iar pește direct de la mare sau direct din port, de unde vine pescarul și ne aduce peștele. Deci cam asta este situația. Pui creștem, pui de carne creștem, dar porc. La porc încă nu suntem siguri că vrem să creștem porci ca să-i sacrificăm, că stăm cam greu la partea de sacrificat animale. Și ultima întrebare, dacă mai avem de gând să ne întoarcem în România. Și răspunsul nu este unul categoric și dacă ne-am stabilit aici, asta înseamnă că nu ne vom mai întoarce niciodată. Nu știi ce îți pregătește destinul și nu știi ce plan are Dumnezeu pentru tine. Poate planul lui este mai bun decât al tău, așa că nu închidem poarta nici unei țări. În schimb, avem o limită. Ideea este între România și Spania. Nu prea am dorit să o luăm de la capăt în altă țară, dar, repet, cine știe unde te duce de destinul? Cine știe unde s-au mutat copiii și au nevoie de tine și faci sacrificiul ăsta să te duci după copii? Nu se știe niciodată, așa că nu pot să spun cu convingere, cu virgulă, că nu ne vom mai întoarce niciodată. Noi în România venim frecvent și ideea pentru anii care vor urma este să venim o dată de două ori pe an în România, dar să locuim, momentan avem unde să locuim aici, dar nu excludem nu putem să tragem linie și că nu. Este vorba despre un plan pe care Dumnezeu l-are pentru tine și tu când faci parte din planul lui, te mulezi după situație. Și cam astea sunt întrebările pentru videoul de astăzi. Dacă mai aveți așa întrebări, le puteți lăsa în clipul ăsta și dacă sunt întrebări la care am răspuns, deja facem un video mai, cu mai multe întrebări și dacă sunt întrebări la care nu am răspuns până acum, le puteți lăsa și Elena face video. V-am pupat, să aveți o zi minunată în continuare!